Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată familia Dumitrescu, însă înainte de toate nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. În acest episod avem planuri foarte mari și o să vedeți exact ce se întâmplă, așa că haideți să dăm și noi drumul la gameplay. Credeam că astăzi domnul Gheorghe va avansa la level 10 în cariera sa, însă din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Mama, să știi că vreau să vorbesc ceva cu tine. Da, draga mea, vino până la mine și hai să vorbim dacă ai ceva să-mi spui. Vin acum, haideți să mergem cu Ștefania pentru că are ceva să-i comunice maică-sii. Și este și taică-s-o acolo, ceea ce este foarte bine. Ce faceți, dragilor? Cum a fost ziua voastră la muncă? A fost bine. A fost ok, tată, ce să mai am, dat și o sentință. Știți ce voiam să discut cu voi? Uite, eu am vorbit cu Valentin și ne-am gândit să vă întâlniți și voi cu părinții lui și să mergem la un restaurant. Dar cum, dragă, lasă să vină ei la noi aici să vadă unde stăm. Păi și nu vreți să ieși undeva la un restaurant sau ceva? Nu, draga mea, lasă, cheamă-i aici, facem o masă, întindem tot ce trebuie, tu ocupă-te de lucrurile acestea și să vină oamenii aici, ce la restaurant, aici vorbim și noi, ne cunoaștem mult mai bine. Păi atunci o să-l sun pe Valentin să văd ce părere are și el, dacă părinții sunt acasă. Da, draga noastră, numai să ne anunți, să ne spui ca să începe și noi să facem câteva pregătiri. Curățenia a venit, doamna, văd că e curat în casă, ceea ce este foarte bine. Deci tu vorbește cu băiatul și spune dacă părinții sunt de acord să vină la noi aici, nu-i așa, Gheorghe? Da, draga mea. Bine, atunci am adus să-l sun. Auleu, mare problemă, ia uite-te ce încurcătura naibii că părinții Ștefaniei doresc ca să vină aici părinții lui Valentin. Nu știu ce să zic dacă va fi de acord cu această situație, însă haide să-l sunăm să vedem și el ce are de zis. Ia să vedem dacă îmi răspunde la telefon, că nu știu sigur dacă e liber. Bună, dragul meu, ce faci? Uite bine, draga mea, tu ce faci? Știi că am discutat noi să se vadă părinții și chestii, uite, eu le-am spus alor mei și mi-au zis că ar fi bine să veniți voi la noi aici, pregătește mama ceva. Auleu, păi și să nu ieși la restaurant. Da, știu, așa au zis, dar ai mei vor neapărat ca ai tăi să vină la noi acasă. Bine, hai că o să vorbesc cu ei și dacă e, îți las un mesaj cel mai bine. Bine, dragul meu, atunci aștept să-mi răspunzi. Acum așteptăm să vedem ce ne spune Valentin, dacă părinții lui sunt de acord să vină aici. Nu știu dacă au lucrurile pregătite și astea. Ia să vedem pe aici, mă, văd că masa este făcută, ceea ce este foarte bine. Locul este cochet oricum față de cum arată la ei acasă aici, cu siguranță vor fi impresionați. Și cine a venit? Iată-te că a venit Morgan pe la asta prin vizită, dar nu știu dacă s-o bag în seama acum că o să-mi intre pe aici prin casă și dacă e să vină musafirii, nu putem să ne băgăm pe chestia asta. Și uite că a venit mesajul, ia să vedem ce ne spune. Da, Ștefania, suntem ok, o să venim la voi acasă. Mamă, nu pot să cred așa ceva, și bunica, tot familionul aici. Eu zicea că ies la un restaurant, acolo poate erau lucrurile mai așa, dacă cumva să-mi fierbântă ceva. N-ați, era rușine în oraș, m-a dus să-i spun lui maica mea. Mamica, da, draga mea, spune ce. Uite, am vorbit cu Valentin și a zis că or să vină în seara asta pe la noi. Da, păi e bine atunci, eu să știi că mă apuc să fac ceva de mâncare rapid, ca să impresionez și noi pe oamenii ăștia, au niște chestii, își doresc ceva anume. Nu, draga mea, mamă, stai liniștită, sunt foarte așa de viață, o să vezi, și nu sunt cu pretenții. Hai, lasă că știu cu pretențiile și cu toate lucrurile astea. Bine, hai că mă pun să gătesc. Gheorghe, du-te și schimbă, te rog, ținuta de pe tine, că vin cu scris seara asta la noi. Aolo, în seara asta nu vin și ei în weekend? Păi nu, că ăștia copiii vor să se întâlnească în seara asta, să ne vedem cu ei. Vezi să vă comportați frumos, mamă, vezi să fii și tu, să nu spui vreo prostie pe gură. Dar ce să spun, mai Magdalena, ce mă știi pe mine cu gura mare? Hai, lasă că ai mai spus tu de multe ori multe chestii. Hai, lasă că nu zic nimica. Uite, mă, Ștefania, ce zicea maică ta că am gura mare. Bunico, vezi și tu să nu ne facem naiba să spui vreo chestie ce nu ar trebui. Ia uite, bă, v-a spus toți pe mine acum. Zic, Gheorghe, și tu ceva, i-am apărarea. Da, băi, ia nu vă mai luați de mama soacră, ce naiba, chiar așa? Ia uite, ai găsit și tu repede să vorbești. Bine, atunci eu să știți că o să mă duc să-mi fac un duș ca să fiu pregătită până gătiți voi și toate astea. Ștefania, m-am dus eu până la WC-ul. Așteaptă puțin, te rog. Aoleo, doamne, ce emoții am acum, nu vine să cred. Eu mă așteptam să mergem la restaurant. Lasă, draga mea, stai liniștită că așa acasă la noi e foarte, e mai ceva ca la restaurant. Dacă voi ziceți. Aoleo, deci abia așa emoții am acum cu evenimentul ăsta. Sper să fie ok. Hai, bunică, ești mai repede că vreau să mă duc să-mi fac baie. Hai că ies acum, uite, mă spăl pe mâini și ies imediat. Băi, nu mai are nimeni în casa asta răbdare. Când se întâmplă cu un eveniment, ia și te mai înțelege cu ei, că parcă zici că sunt de
descreierați cu serviciile astea. Haideți că eu mă duc să-mi fac baie, dragii mei, și mă duc să-mi iau o ținută drăguță pe mine. Vedeți să vă luați și voi ceva drăguț. Hai, dragă, lasă ce nu știi că maica ta cotaică tot se aranjează tot timpul. Ia uite-te, să vină socrii cum trebuie îmbrăcați. Aolo, ia să vedeți acum, păi o să pregătim așa un eveniment în familie, cu o masă, cu tot ce trebuie, și am să revin după ce avem toate lucrurile acestea pregătite și își face și Ștefania baie, la fel și părinții se schimbă. Ștefania, mămică, să știi că am pregătit niște lucruri prin frigider pe acolo, dacă vrei să te uiți și tu câteva bunătăți. A, da, deja miroase foarte bine. Hai, Gheorghe, să ne schimbăm, să ne pregătim că vine acum Cuscri, să fii și noi prezentabile, așa. Am niște emoții, abia aștept să o cunosc pe Cuscra. A, da, și eu să-l cunosc pe Cuscru, să vedem așa dacă e de comitet și lucruri de genul ăsta. Ia să vedem ce au pregătit mama în frigider aici, că tare curioasă sunt acum. A, ia uite, pui la cuptor și prăjiturele. Vai, foarte bine, mamă. Păi m-a dus să mă schimb și eu atunci, să-mi iau ținuta și vă schimba și voi, iar într-o jumătate de oră mi-au spus că vor ajunge. Bine, bine, hai că ne pregătim și noi acum. Aolo, se pare că au ajuns. Hai repede, mamă, ieșiți repede aici la intrare, că au ajuns acum. Vai de capul meu, ia, hai, veniți repede în partea asta. Stai, draga mea, nu mai fi așa de epancentată. A, bună seara, bine ați venit, bună seara, haideți, intrați, vă rog, bine ați venit. Imediat o să vină și părinții mei. A, bună drăguță, bine ai venit. Cuscrei, unde ești? Stai că am venit la tine acum. A, să rămână Cuscră, bine v-am găsit. Bună, bună. Ia uite ce trece pe lângă mine, așa nu s-a oprit deloc să mă pupe nimic. Ce s-o fi întâmplat cu el, Doamne, iartă-mă. A, bună Cuscră, ce faci? Bine ai venit, ia. Hai, vino înăuntru și fă-te comodă. Hai, Valentin, de ce n-ai băgat-o pe maica ta în casă? Eu sunt Magdalena, îmi pare bine să vă cunosc. Camelia, mă bucur să vă cunosc, doamnă Magdalena. Ce faceți? Ne bucurăm tare mult că am venit pe la dumneavoastră. A, da, și noi ne bucurăm. Am zis mai bine să veniți la noi decât să ieșim la un restaurant, să stăm acum, am pregătit și ceva foarte bun. A, dar nu trebuia să vă deranjați, stați liniștită. Noi am venit așa să ne cunoaștem și noi. Valentin, te văd așa puțin cam tensionat. Ce s-a întâmplat cu tine? Du-te și tu la Ștefania, stai și tu de vorbă cu ea că te așteaptă. Da, acum mă duc. Da, unde e Cuscru? Imediat vine și el. Să rămână, bine ați venit, să rămână. A, bună drăguța noastră. Bine, bine te-am găsit. Ce faci? E, uita, strâng pe aici câte puțin. A, bravo, foarte bine, foarte bine. O, da, ce invitați de seamă avem aici. Bună seara, bună seara. A, Cuscre, ce faci? Mă bucur să te cunosc. Da, și eu pe dumneavoastră. A făcut soția acum ceva de mâncare. Puteți să o luați de acolo din frigider, dar să știți că eu am pregătit, avem jos masa, mergem acolo și mâncăm dacă vreți. Salut, Valentin, bine ai venit. Bine v-am găsit. Așa, Ștefania, dragă, hai să punem și noi masa, să fie totul pregătit acolo. Pune tu alea pe acolo. Gheorghe, vino mă și stai și tu de vorbă cu Cuscru, că ești așa, nu știu, tare nesociabil. A, eu sunt Gheorghe, mă bucur să te cunosc, Cuscră. Și eu pe tine, și eu pe tine mă bucur să te cunosc. Dar ce casă frumoasă aveți așa, foarte bine aranjată. E, știți cum e, fiecare părinte încearcă să-i ofere absolut totul copilului. Da, așa este, și noi la fel am procedat. Ștefania, du-te, te rog, și pune alea pe masă, dacă ești drăguță. Gata, acum le pun. Ia să punem aici niște preparate, frumos, să invităm lumea, domne, să mănânce din preparatele noastre gustoase. Ia să vedem, uite și puiul frumos, pune și cărnurile astea, să fie totul cum trebuie. Dragilor, să știți că am pus masa. Haideți, dacă sunteți ok, să mergem și noi jos, să mâncăm și noi, să vedeți ce v-am pregătit așa. Dar stai liniștită, Cuscră, nu te atâta impacienta, că am mâncat acasă. Păi da, dar n-ați mâncat ce am pregătit eu. Așa, și ce faceți, doamnă, cum sunteți? A, foarte bine așa, dumneavoastră ce faceți? Bine și eu, tocmai ce am scăpat de la serviciu. Da, mi-a spus fata că sunteți om foarte important. E, în casa asta toată lumea este importantă, sper că și dumneavoastră. Vasile, ia o dată loc aici și stai și tu de vorbă cu Cuscru, că uite, ne facem de mirul lumii. Hai, dragă, lasă-mă puțin că verific și eu pe aici, mă ușor să văd ce-i prin casă pe la Cuscru. Haideți jos, n-ați vrea să veniți aici pentru că am pregătit masa, haideți vă rog, că acum se răcește. Da, da, uite, acum venim, haide. Ia uite, Cuscre, ce am pregătit aici. Hai, luați un loc fiecare și mâncați și voi, că a făcut soția aici pentru toată lumea, să ne simțim bine, doar copiii urmează să facă un pas foarte important. Da, Cuscre, să știi că eu chiar voiam să discut de chestia asta, că până la urmă de asta am și venit aici, ca să ne cunoaștem și să punem țara la cale, să vedem ce se întâmplă cu copiii noștri. Ia ziceți, v-ați pregătit, Valentin, mamă, ia zi, ești ok cu fata? Da, mamă, cum să nu? E, și tu, Ștefania? Da, da, stați că am și eu ceva de spus. Da, doamna Magdalena, vă rog, spuneți și dumneavoastră, dar luați un loc aici lângă noi, nu mai stați așa în picioare. Dacă copiii se înțeleg, eu n-am nicio problemă împreună cu soțul meu, cu Gheorghe, nu o să ne băgăm în treburile lor. E, dar cum nu ne băgăm și noi, nu aranjăm ceva la restaurant, totul? Ar trebui să facă copiii lucrul acesta, nu să ne băgăm noi, că până la urmă ei își aleg ce vor să facă. Mai, Valentin,
mama, nu vrei să te ajut cu nunta și cu toate astea? Nu, mama, lasă că ne descurcăm noi. Da, cel mai bine să știți că ne descurcăm noi. Dacă vreți, o să vă prezentăm restaurantul și toate lucrurile. A, da, să știți că are mare dreptate copiii. Trebuie să-i lăsați să facă ce vor ei. Eu pe fata mea, pe Magdalena, am lăsat-o să-și aleagă ea ce vrea să facă. Nu știu ce să zic cu scrădă chestia asta. Eu totuși așa parcă aștept de prea mult timp și îmi doresc tare mult să se întâmple ceva, să iasă ceva frumos. Dar nu vă faceți griji, doamna Camelia, că tot o să iasă exact cum își doresc copiii. Dar nu e corect să ne băgăm noi ca părinți. Da, dar eu să știți că eu nu pot să mă abțin și o să mă bag la niște chestii că îmi doresc să fie cu fanfoane, cu floricele, cu toate nebunile. Dar ce facem, doamna, acum facem colo bal mascat? Trebuie să fie un restaurant, o să vedeți, noi deja ne-am gândit la o idee de restaurant. Păi cum v-ați gândit că ați zis că nu vă băgați? Păi nu, fata știe cu băiatul ce vor deja. Hai, lăsați că pot să-mi aleg și eu, am și eu un salon, am discutat, am și eu niște relații, nu numai dumneavoastră. Dar nu e, doamnă, vorba de relații aici, e vorba de copiii să se înțeleagă și să iasă totul cum trebuie. Valentin, vino, te rog, până sus imediat. Sunt afară aici, hai să stăm afară la discuție. Băi, tu ai văzut-o pe maică ta cum face, mă, ca toți draci pe acolo, că m-am pucat toți nervii acum. Da, mă, nu știu ce naiba are în capul ăla, dar n-ai vorbit și tu cu ea acasă să-i spui, bă, să tacă din gură, să așa, să nu se bage în toate chestiile astea? Ba da, am vorbit, dar na, are și ea, vrea să-și pună punctul de vedere, să știi că eu, dacă fac ceva, fac cu tine, nu fac cu maică ta, adică nu vreau să se bage în treburile noastre. Da, mă, stai liniștită că nu o să se bage, hai că vine lumea acum. Tată, tu ce zici? Ia, am lăsat femeile să vorbească acolo, n-am stat acum să mă bat peste ele. Gheorghe, unde ai plecat? Uite, sunt afară, draga mea. Mai da, acum fără supărare, dar maica ta prea așa să bagă în toate. Scuzați-o, doamna Magdalena, dar numai că își dorește și ea, na. Păi da, toți ne dorim, dar acum nu înseamnă că trebuie să ne băgăm peste ce vreți voi să vă faceți. Da, înțeleg, înțeleg. Păi, hai, vă rog frumos, ori faceți voi doi, ori dacă nu ne băgăm și noi, și asta e. O să vorbesc cu ea și o să ajungem la un numitor comun. Băi, Gheorghe, băi, asta, deci femeia asta este criminală rău de tot, alaltul e mut, n-a zis nimica, dar asta e scorpie, să bagă ea, o să facă la copii evenimentul. Păi, dar noi nu ne băgăm și să bagă ea ca musca în lapte? Las-o, draga mea, îmi pace că oricum n-are de unde să facă, când o vedea restaurantul ăla o să cadă rochia de pe ea. Ia uite-i pe ăștia ce fac aici, unde ne-a v-ați dus, ia stai, unde eu te în cameră la, vai, doamne, uitați-vă ce făcea apuca pe ăștia aici, romantismul, și Piping stă și se uită pe geam acolo. Da, eu nu știu ce să zic, măi, Gheorghe, de asta, chiar m-a enervat rău de tot, mă duc acum să-i spun vreo două, că n-ai mai, las-o în pace atât, dar mai te băga, lasă femeia în pace să-și facă și ea treburile, are și ea ceva de spus. Păi da, da, nu vezi așa că ea vine cu pretenții că vrea să facă ea, ce să facă, că nu, abia trece strada. Ia, mama, unde sunt, au plecat, draga mea, au plecat, hai, lasă bine că au plecat odată, că m-a și enervat în seara asta, nu mă așteptam să fie chiar așa. Doamne, ce oameni, bă, ori suntem noi prea nebuni, ori nu știu, dar așa să vină cu pretenții, eu uite-te la ea ce să spun, ce figure are, las că vorbesc eu cu Ștefania, că, a, n-ați plecat cu scre, ba da, am plecat, la revedere, mulțumim de invitație. Eu uite-te și tu cum au plecat așa, nici măcar să ne pupe, lasă-i, bă, mamă, în pace, numai atâta, că te super degeaba, lasă că-și fac copii evenimentul cum o să vrea ei. Da, măi, mamă, dar nu vezi tu, ai văzut că erai la masă cu noi acolo cum făcea ca toți dracii? Măi, Magdalena, lasă-o în pace, că voi știți mai bine ce aveți de făcut, nu vă faceți griji. Da, destul de ciudat evenimentul. Nu mă așteptam să sară maică să așa de fund în sus, dar uite că până la urmă a spus ceva doamna Camelia. O să vedem în următoarele episoade cum vor funcționa lucrurile și ce se va întâmpla pe mai departe, că nu mă gândeam că se va ajunge chiar la o discuție atât de înfierbântată. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi, toate informațiile le găsești din descriere. Însă, da, cam acesta a fost episodul de astăzi, eu sper că v-a plăcut, aștept și comentariile voastre să-mi spuneți cum vi s-a părut. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like, iar până la un nou episod cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!